De la începutul anului au fost realizate 4 premiere, iar un al 5-lea spectacol este în repetiții. În programul minimal pentru 2017 erau incluse și 2 spectacole de forță, regizate de Alexandru Dabija și Radu Afrim, un omagiu pentru cei 50 de ani de evoluție ca instituție culturală unicat în România. În condițiile în care ni s-a transmis de la nivelul conducerii Consiliului Județean că șansele unei rectificări bugetare real pozitive sunt nule, începem să ne pregătim de ce e mai rău. Încredințăm publicul larg și autoritatea finanțatoare că depunem în continuare toate eforturile pentru majorarea încasărilor din venituri proprii și atragerea de finanțări pentru a putea susține în mai mare măsură cheltuielile secțiunii de funcționare, așa cum ne-a solicitat conducerea județului și cum de altfel o facem dintotdeauna. Din păcate, nu am descoperit încă susținători și parteneri care să ne achite salariile și utilitățile.